că vrem mai multe femei în politică. Dar asta e un subiect sensibil. Crezi că un tânăr are posibilitatea să intre în politică? După ce nu am intrat la liceu militar, am intrat în politică. Aveam 15 ani. Dar cum vezi tu România, per total? Încă ne confruntăm cu anumite provocări. Eu spun foarte asumat. Cum vezi această ascensiune a populismului? Și că unii oameni au murit pentru ca noi să putem trăi astăzi în democrație. Cum arată telefonul tău în apropierea marilor festivaluri? Deformații, opoziție, conspirații. Salutare și bine v-am regăsit la Generația Liberală 2024. De data aceasta o am alături de mine pe Georgiana Sima. Ești a treia femeie care participă la acest podcast și îți mulțumim că ai acceptat invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Zi-mi, Georgiana, cum ți se pare că este în acest moment privit rolul femeii în politică? Este o întrebare grea, aș spune. Cu siguranță începe să se schimbe un pic perspectiva în ceea ce privește implicarea femeilor în politică și mă bucur să văd că există cumva o deschidere tot mai mare, dar într-adevăr încă ne confruntăm cu anumite provocări pentru ca femeile să-și facă vocea auzită. Dar suntem conștienți că ele au un rol foarte important în tot ceea ce înseamnă procesul decizional și mă bucur că tot mai multe femei încep să își facă curaj și să iasă practic în față să-și asume funcții de responsabilitate publică. Ce le spune celor care consideră că femeia nu se descurcă sau nu se poate descurca în politică? Eu zic că femeia se poate descurca în orice domeniu și cred că timpul ne-a dovedit asta. Adică cu atât mai mult pentru o femeie a cărei rol tradițional este de a fi mamă, de a îngriji casa, de a construi până la urmă o familie, o societate, femeia poate să facă la fel de bine față și responsabilităților care vin și în viața publică. Bineînțeles, această responsabilitate vine și cu sacrificii, în mare parte, în tot ceea ce înseamnă timpul personal pe care îl ai. Dar cred că dacă ai cumva chemarea asta de a te implica și de a dori să faci o schimbare în bine, cu siguranță o poți face. Tu vii de la Cluj. Da, vin cum de la Cluj. Este când vezi Clujul care în ultimii ani s-a dezvoltat enorm și mergi prin țară, în zone unde probabil ar avea același potențial, dar nu se dezvoltă așa cum ar trebui? Consideri, vezi ceva, o diferență? Ce ar trebui să se întâmple și acolo? Da, eu când merg în alte localități sau zone din țară care nu sunt atât de dezvoltate, sunt și mai mândră că sunt clujancă și o spun cu toată sinceritatea, pentru că uneori noi fiind acolo și suntem obișnuiți într-adevăr cu o calitate a vieții pe care deja o avem la Cluj, uneori cred că luăm lucrurile de-a gata și nu mai știm să apreciem ce avem acasă. Și asta în general se întâmplă în orice domeniu când îți e prea bine. Cred că marele nostru avantaj este că într-adevăr deja de peste 20 de ani am avut o administrație liberală, dar a fost o administrație care a venit cu o viziune nouă și care a pus la punct și o strategie de dezvoltare a municipiului înainte de toate, pe tot ceea ce înseamnă domeniul economic, social, sănătate, infrastructură, tineri, educație și așa mai departe. Și atunci, urmând un fir logic al acestei strategii, iată că astăzi Clujul a ajuns să-l vedem unul dintre cele mai dezvoltate orașe din țară, atât pe ce înseamnă municipiul Cluj-Napoca, dar chiar și județul Cluj. Și poate chiar recunosc la nivel internațional prin evenimentele pe care reușește să le aducă în Cluj. Da, prin faptul că avem și marile festivaluri, pe de-o parte, unde, bineînțeles, și actorii privați au contribuit foarte mult pe ce înseamnă dezvoltarea Clujului pe această componentă, dar inclusiv partea de administrație, pentru că noi aducem la Cluj și foarte multe evenimente europene, inclusiv cu comisarii europeni. Chiar anul trecut am găzduit conferința EuroCities, cea mai mare conferință la nivel european de administrație publică, în care am avut participanți din peste 49 de țări. Ori faptul că orașul nostru reușește să câștige astfel de competiții până la urmă să găzduiască evenimente internaționale, este o recunoaștere a faptului că lucrurile merg bine. Cum arată telefonul tău în apropierea marilor festivaluri? Uneori pot să zic că se roșește de apeluri, dar cumva este firesc ca lumea să își dorească să vină la Cluj să participe la evenimentele astea, pentru că noi și găzduim două dintre cele mai mari festivaluri, și anume Antol și Electric Castle, cu numeroase premii la nivel internațional și așa mai departe. Noi vom încerca în perioada următoare în acest podcast să te cunoaștem mai bine, de aceea vom avea mai multe rubrici. Prima rubrică vizează aceste cartonașe pe care tu le vei trage câte un cartonaș pe rând, 3 la număr, și vei completa afirmația. Citești cu voce tare și completezi afirmația. În regulă? Hai să începem acum? Da. Ce ne-ați pregătit? Crush-ul meu politic este? Trebuie să fie actual sau poate fi din trecut? Poate fi de oricând. Cu
recunosc că m-am inspirat de multe ori din tenacitatea pe care o are Margaret Thatcher, pe care a avut-o. Pentru că, într-adevăr, a fost un model în politică și un model demn de urmat astăzi în ceea ce înseamnă să nu renunți la ceea ce crezi tu. Din lumea politică actuală nu pot să zic că am neapărat un model, dar încerc să iau ce e mai bun de la fiecare dintre ei. Eu tot timpul am zis că nu sunt de acord cu generalizarea asta că politica este rea sau oamenii nu-și fac treaba. Eu cred că peste tot în politică, dacă te uiți atent, poți să găsești o persoană care face ceva bine și atunci pe ea să știi că mergi și pui ștampila la vot. Foarte tare. Mergem la următorul. Cel mai neadevărat lucru scris despre mine a fost. Dar asta e un subiect sensibil, aș putea zice. Nu neapărat că s-au scris lucruri neadevărate, dar am trecut prin situații în care am fost supusă unor prejudecăți. Datorită faptului că sunt tânără, datorită faptului că sunt femeie și atunci mi-aș dori să începem să nu mai punem etichete și să ne uităm înainte de toate la cine este omul respectiv, ce l-a făcut să ajungă aici, ce îl caracterizează și care sunt calitățile care îl recomandă. Ai avut momente când cineva și-a cerut scuze pentru că te-ai etichetat greșit? Da, de foarte multe ori și aici și pentru că am avut curajul de a ieși în față și de a le spune hai să mă cunoști prima dată și apoi să discutăm. Și în general lumea a fost foarte deschisă și eu pe asta mă și bazez în toată cariera mea politică pe comunicare. Pentru că dacă oamenii te cunosc, atunci știu de la început cine ești și cum te prezinți în fața lor. Perfect. Și ultimul. Poza de fundal pe care o am pe telefon este. Ți-am și zis să da. Păstrezi telefonul. Este una clasică cu globul pământesc. A, ce tare. Da. Da, exact. Clasic, basic. Avem aceeași. De ce ți-ai pus asta? Nu prea am găsesc neapărat inspirații în, nu știu, imagini, citate sau așa mai departe să leam acolo și pentru mine telefonul e un mediu de lucru. Uh-huh. Și atunci am nevoie de ceva generic care să nu îmi distragă neapărat atenția sau să fie prea multe culoare, prea multe chestiuni. Da. Nu. Foarte tare. Simplu. Dacă tot lucrezi pe telefon, câte grupuri de WhatsApp? Sincer, aș zice că poate mă apropii de 100. Nu știu oare mi-arată telefonul dacă mă uit. Nu cred, da. Grups. Poți să le numeri pe primele care ți apar, primele 20-30. Ah, din cum arată, par foarte multe grupuri. Mai scrollez? Da, foarte multe grupuri, dintre care recunosc că jumătate dintre ele probabil sunt grupuri legate de activitatea politică. Și cum păstrezi relația cu prietenii, cu familia pe WhatsApp? Recunosc că mi-e greu uneori să mă detașez și am început să comunic mult mai mult cu ei telefonic. Pentru că, într-adevăr, pe WhatsApp, în ultimul timp am început să pierd șirul mesajelor. Și eu niciodată nu înțelegeam cum pot oamenii, dacă le scrii ceva, să nu-ți răspundă. Până când eu anul ăsta am ajuns în situația în care, efectiv, pierdeam mesajele, nu că nu vroiam să răspund, știi? Și îmi dau seama că este un indicator de neseriozitate până la urmă. Și atunci îmi iau timp seara, într-adevăr, când ajung acasă, să reiau toate mesajele necitite, dacă am fost prins în timpul zilei și să reușesc să mă întorc. Tuturor. Da. Sau încerci. Că da, în general răspund pentru că asta e datoria noastră. Adică dacă ești un politic, îți asumi și păstrezi o comunicare constantă cu oamenii. Ai participat la mai multe campanii. Zi-mi o amintire plăcută, nu știu, când ai mers pe stradă, când ai vorbit cu oamenii prin Cluj sau o amintire amuzantă, ce ți-a spus cineva? Îmi sună alarma. Trebuia să fiu aici la voi. Trebuie să recunosc, campaniile mele preferate sunt cele de pe comune. Pentru că acolo mergi și cunoști omul simplu așa cum este el. Și am mers și la oameni care aveau animale acasă. Chiar acum, în vară, am fost la un domn ce avea, nu știu, vreo 20 de capre pe care le creștea acolo. Și efectiv am stat de vorbă cu el, mi-a explicat cum a început să facă asta, cum decurge, cu ce provocări se confruntă. Și mi se pare că acolo este conexiunea autentică. Și v-au primit vreodată cu mâncare, cu brânză? Cu... Da, bineînțeles. Dacă ai așa o conexiune cu omul și te simte că și tu te duci la fel de deschis și de sincer, normal că ei sunt buni gospodari și încearcă să-și arate până la urmă din bunătatea pe care o au și ei ca oameni. Perfect. Mergem acum la următoarea rubrică. Îți voi da o pereche de căști, o vei avea pe urechi, îmi vei da două recomandări de melodii și tu vei încerca de fapt să-ți înțelegi electoratul. Și să vedem dacă tu înțelegi fără să-l auzi, ce vrea să transmite electoratul tău. Și apoi îți spun video să vezi exact ce ți-a zis și dezbate. Da, e ceva general sau e strict pentru mine? Nu, este ceva general. Este ceva general. Este ceva general și sunt tineri din București, deci nu. Ah, ok, nu din Cluj. Păcat.
Electoratul meu e la Cluj, oamenii de acolo mă votează acum. Da, dar tinerii sunt peste tot. Așa este. Bun, zi-mi o recomandare de melodie. O să merg pe ceva din zona noastră, ceva ce merge la suflet. Dumitru Fărcaș, Țara mea și mândra mea, cred că așa îi zice. Cum ai ajuns să asculți melodia asta? Sau Dumitru Fărcaș? Noi îl stimăm la Cluj foarte mult pe Dumitru Fărcaș și tot ce a făcut el pentru muzica tradițională. Și chiar și acum folosim multe din melodiile lui în evenimentele publice pe care le organizăm la Cluj. Uh-huh. Cum ar fi, de exemplu, spectacolele de drone și videomapping ce le facem și de 1 decembrie, de Zile Cluj și mai departe. Ce tare! Este o emblemă. Poți să pui casca? Vreau la tăra generată de politicieni să înțeleagă atât tineretul cât și seniorii, să nu fie extremist, să nu fie populist și să fie, până la urmă, pentru noi, pentru construcție și pentru necesitate. Deși participă tipul din video la un cross, după n-are cum se legătură, vede, da. Cred că a vorbit exact despre politică, să nu fie politicienii populiști și să facă politică pentru noi, pentru oameni. Cred auzit că ceva direcția asta. Pe... Nu, am citit și mi-am dat seama și din indignarea lui. Populiști, am reușit să citesc pe buze. Da. Și de acolo am intuit probabil ce a zis mai departe. Hai să vedem. Dar da, în mare am avut parte dreptate. Asta, da. Vreau la tânăra generație de politicieni să înțeleagă atât tineretul cât și seniorii, să nu fie extremiști, să nu fie populiști și să fie, până la urmă, pentru noi, pentru construcție și pentru onestitate. Sunt foarte de acord cum cu tot vezi, ce zice cum vezi această ascensiune a populismului și extremismului, dar nu doar în România, și în Europa? O găsesc foarte îngrijorătoare, drept să-ți spun, și mai ales pentru generația tânără, întrucât noi ne-am născut în libertate și am beneficiat de toate drepturile și libertățile ce decurg din apartenența la Uniunea Europeană. Dreptul de a studia oriunde lume, dreptul de a călători, libertatea de exprimare și așa mai departe. Dar noi nu ne dăm seama de multe ori că toate aceste libertăți au fost câștigate prin lupte. Și că unii oameni au murit pentru ca noi să putem trăi astăzi în democrație. Și atunci când văd partide care promovează populismul și extremismul, încerc tuturor să le spun că este o linie extrem de fină între a trăi într-o democrație și căderea înapoi în trecut. Și nu cred că vrem să ne întoarcem acolo. Zi-mi următoarea recomandare de melodie. Dacă tot ai pomenit de Untold, hai să punem ceva de la Imagine Dragons. Și care am au fost, fost ai și fost, fost, da? Exact, da. Și anul viitor au ediția aniversară, 10 ani. Și da. De altfel, dacă nu știai, Antold a apărut în 2015, când Clujul era capitala europeană a tineretului. Și așa tare s-a construit Antold, după care a devenit o tradiție. Imagine Dragons, Believer? Believer. Ok. Pentru că în țară există multe locuri de muncă. Chiar dacă străinătatea oferă mai mult, dacă rămâne în țară, pentru că în țara noastră. Trebuie să recunosc că nu cred că mi-am dat seama. Probabil zicea ceva de locuri de muncă, dar mi-ar fi plăcut să zică ceva, că vrem mai multe femei în politică. Vrem să le vedem că reușesc. Dar sunt... Am nimerit? Nu, dar ai nimerit prima dată, cu mai multe locuri de muncă. Când mergi în campanie, sunt femei care spun asta? Cer asta? Mai multe femei în politică? Există mesajul ăsta? Da, dar știi ce mi se spune cel mai des? Că ele mă văd pe mine, adică se văd pe ele prin mine. Pentru că probabil sunt femei care și-ar fi dorit să, mă rog, să urmeze o carieră politică sau de altă natură, dar poate drumul nu le-a dus neapărat între acolo și mă încurajează cumva să perseverez și să pot să le reprezint cumva și pe ele. Și asta, să știi, că de multe ori îmi dă încredere și motivație că ceea ce fac, fac bine. Foarte tare. Uite, hai să vedem ce... Prefera să rămân în țară, pentru că și în țară sunt destul de multe locuri de muncă. Chiar dacă străinătatea oferă mai mult, dar să rămân în țară, pentru că e țara noastră. Bine, tu acum venind din Cluj, oportunitățile sunt foarte multe și pentru tineri acolo, dar cum vezi tu România per total ca oportunitate pentru tineri? Eu un an n-aș pleca, de exemplu, din țară și o spun foarte asumat și pentru că și sora mea este plecată din țară. Este plecată de foarte mulți ani, trăiește în Austria și mi-am dat seama că oportunitățile cumva ți le mai și crezi indiferent de locul unde ești. Și cred că ziua de astăzi este o chestiune de pură alegere unde
vrei să mergi ca și tânăr, mă refer. Adică avem foarte multe beneficii și oportunități de studiu și în țară, dacă vrem să le urmăm, dar și în străinătate. Sunt foarte de acord ca tinerii să meargă să studieze în străinătate, mai ales la universități de prestigiu, dar apoi să se întoarcă acasă și să dea înapoi, până la urmă, comunității ceva. Cred că asta trebuie să facem noi tinerii, să începem să construim și să facem noi din România o țară a oportunităților pentru tineri și să ne construim și singuri viitorul. Când erai în liceu, ce te vedeai făcând când aveai să ajungi mare? O să te surprind. Carieră militară. Da? Eu am dat la, am dat la liceul militar, dar într-adevăr am căzut proba de rezistență, deci probabil alergatul nu este punctul meu forte, dar până la urmă drumul mi se pare că m-a adus firesc în direcția asta. După ce nu am intrat la liceul militar, am intrat în politică. Aveam 15 ani în anul 2008 când am intrat în partid și am intrat tot așa cu dorința de a contribui la dezvoltarea comunității mele și de a mă implica în mod direct într-un proiect. Și iată că în momentul în care am venit la Cluj, am urmat studii tot în domeniu, făcut facultatea de administrație publică, un masterat în engleză în managementul serviciilor publice și acum și un doctorat pe regenerare urbană. Okay. Deci cumva am reușit să îmbin administrația și politica și să demonstrez că merg foarte bine mână în mână, la fel cum merge și tinerețea cu experiența. Pentru că de multe ori mi s-a zis că poate ești prea tânără și... Sau că mai ai timp. Da, sau tu că mai ai timp. Dar dimpotrivă am început să construiesc de mică și atunci tot timpul m-am luptat să mă fac auzită, să demonstrez că experiența cu tinerețea merg mână în mână și că politica are nevoie și de tineri cu viziune, nu doar de voci experimentate. Perfect. Mergem la următoarea rubrică. Se numește cumva test sub presiune cu întrebări fără menajamente. Foarte lung titlu. Foarte complicat sună. Da. Îți vei alege de aici ce pe ăla trebuie să-l împletești. Okay. Pe unele trebuie să le despletești, pe altele trebuie să le împletești. Hai să începem cu pletitul. Cine te-a influențat să intri în politică? A fost o alegere personală. Într-adevăr, primisem o invitație de a mă alătura organizației de tineret, pe care am acceptat-o din pura curiozitate să văd ce se întâmplă mai exact într-un partid politic. Iată că am o dexteritate foarte bună. Era mai simplu, mai au unul atunci. Unul care e prins. Ok. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut apartenența la un grup, dar apartenența la un grup care făcea ceva pentru comunitate la momentul respectiv. Ce au spus părinții tăi când te-ai... La început cred că nu au fost ei foarte siguri așa de alegerea mea, dar pe măsură ce au trecut timpul și au văzut că cumva mi se potrivește mănușă chestiunea asta, bineînțeles că m-au susținut și m-au încurajat de fiecare dată. De ce ai alege o carieră în mediul public și nu în mediul privat? Pentru că știi sigur că așa poți să contribui la o schimbare în bine prin tot ceea ce faci. Și aici mă refer de la lucrurile mici până la cele mai mari. Eu am lucrat și în sectorul privat 3 ani de zile, după care am făcut trecerea către domeniul public pentru că era firesc având studiile în administrație publică, dar recunoașterea pe care o primești ca și om când reușești să faci ceva este mult mai mare. Și mă refer aici la o recunoaștere personală, înainte de toate. Crezi că un tânăr are posibilitatea să intre în politică fără să știe pe cineva? Sigur că poate, eu nu am știut pe nimeni. Părinții mei nu au fost implicați în politică, nu am pe nimeni implicat în politică din familie și m-am dus și cred că la mine ce a făcut diferența a fost perseverența, faptul că nu am renunțat și că am început să construiesc în direcția asta. Prin studii, prin muncă, prin să tot ce am făcut. Să nu te culci pe ureche, că acum ai lăsat cu tot. Eram atentă la discuția noastră. Zi-mi, ce crezi tu că ar trebui să aibă un politician pentru a putea reuși? Sau un om pentru a putea reuși în politic? Înainte de toate, corectitudine, onestitate și transparență. Nu mai merge să intri în politică cu gândul că vii să faci politică pentru tine sau pentru diverse interese. Trebuie să intri în politică cu gândul că vrei să faci ceva pentru comunitatea în care trăiești și pentru oameni. Și atunci ai nevoie de o serie de principii de bază care să te definească. Și uite, eu ți-am spus că nu am avut pe nimeni în familie să mă inspire să fac politică, dar ce au reușit să-mi transmită părinții mei a fost respectul față de muncă și față de cei din jur. Și au fost principii pe care le-am aplicat în cariera mea politică. Care sunt cele mai importante din viața ta și când a fost momentul când ai simțit că n-ai fi reușit fără ele? Păi cu siguranță familia este cea mai importantă și ei m-au susținut de fiecare dată, indiferent de drumul pe care l-am ales, pentru că normal ca și orice tânăr am vrut și eu să încerc de toate, dar viața m-a adus aici într-o carieră în administrație și politică, dar totodată și oamenii buni din jurul meu.
Pentru că este foarte important să știi că cineva te sprijină necondiționat și în politică de multe ori ai momente în care te simți copleșit. Și atunci ai nevoie să vină cineva să te tragă de mânecă și să-ți spună că este doar o pasă proastă și nu o generalitate în sinea ei. Și atunci învățăm să trecem și peste ele. Cum arată o zi din viața ta? Și câte ore are ziua? Nu suficiente, aș putea spune. Da, într-adevăr, anul acesta a fost foarte complicat pentru mine, recunosc, și pentru că ne-am pus în situația de a avea toate cele patru rânduri de alegeri într-un singur an și știi că se întâmplă asta doar o dată la 20 de ani, dar mi-am asumat să intru cu toată forța în aceste bătălii electorale. Odată am candidat pentru funcția de Consiliu Județean la alegerile din iunie și iată că acum candidez pentru un mandat de deputat în Parlamentul României. Așadar, aș putea zice că toate zilele mele se învârt în jurul, mă rog, administrației și politicii, dar îmi place foarte mult ceea ce fac. Care a fost momentul cel mai plăcut din cariera ta din administrație? Proiectul tău de suflet? Dacă ar fi să mă gândesc la un proiect de suflet, m-aș gândi la ceva ce am reușit chiar eu să fac și este proiectul din Cluj, prin care am reușit să facem din pădurea Făget o zonă de pădure, parc Făget, împreună cu alte orașe europene și să creăm un spațiu de relaxare pentru clujeni. Am amenajat zona cu trasee educative, cu spații de relaxare, cu panouri informative, astfel încât oricine dorește să meargă să petreacă timp în natură să poată să o facă într-un spațiu special amenajat pentru ei. Tu ai timp să mergi? Da, am fost de foarte multe ori. Am fost de foarte multe ori și pe perioada implementării proiectului, pentru că am făcut parte din echipa locală de implementare, dar apoi am fost la un moment dat și partea asta mi-a plăcut foarte mult cu în jur de 350 de elevi clujeni. Le-am organizat tururi ghidate, tocmai ca să popularizăm această zonă. Și iată că astăzi, zona aceea de pădurea Făget este folosită foarte mult și în Săptămâna Verde, în școala altfel și așa mai departe. Deci este un proiect de succes de care sunt mândră. Foarte tare! Dă-mi că ai reușit primul și da, am și deconcentrat destul. Da, mergem la următoarea rubrică, în care ai aici o lădiță cu mai multe obiecte pe care le poți folosi într-o situație de criză. Te uiți prin ele, îți alegi trei. Într-o situație de criză? Da. Ce fel de criză? Îți zic criza apoi. Îți alegi un obiect, trei obiecte, și îmi spui scurt de ce le-ai ales, de ce ai simțit tu nevoia să le alegi exact pe acestea și apoi îți dau. Stai să vedem ce mai ai pe aici. Avem, asta e o lanternă, asta e o praștie, asta e o lanternă, asta e un binoclu. Da. Am uitat și la ce mă duce. Astea. Foarte interesant. Ești prima care ai ales unia. Da. Zi-mi de ce le-ai ales, scurt. Dă-mi mie dacă vrei să te ajut. Păi, eu nu știu, mă gândesc la o situație de criză, o situație în care mi-ar fi foarte greu să ies de una singură și mă gândesc ce m-ar putea ajuta. Bun. Și nu știu, dacă aș fi într-o prăpastie, probabil o funie te ajută să te poți folosi de ea. Asta pentru hidratare. Bun. Recunosc că de multe ori uit să beau apă, dar îmi dau seama cât este de important și atunci categoric hidratarea este foarte importantă. Și ghimbitele pentru foc. Nu știu, eu mă gândesc așa la o situație extremă în care rămâi undeva printr-o pădure, că te vorbeam de pădure. Și e echilibritul și îl aprinzi și pentru foc și pentru lumină și pentru... Exact. Bun. Multifuncțional. Ești primar la Cluj. Da. Și ai un cutremur foarte puternic. Okay. Și din cauza asta multe clădiri s-au dărâmat, mulți răniți. Tu ești cea care coordonezi nucleul de criză. Cum ai folosi aceste trei obiecte și metaforic vorbind să realizezi sau să gestionezi bine situația? Păi dacă tot am început de la funie, probabil să fie folosită ca oamenii care sunt în zone mai greu accesibile, dacă, bineînțeles, situația le-ar permite, să poți să folosești de ei, să extragi. Da, să extragi pe rănii sau de unde sunt. Bun. Apa cu atât mai mult este importantă, pentru că în astfel de situație e important ca lumea să se hidrateze și să reușești să-i ții un pic pe linia de plutire. Și chibritele, dacă vorbim de cutremur, cred că ar fi important să ai o sursă de foc după, când încerci un pic să temperezi situația de criză. Bun. Zim trei valori în funcție de care te ghidezi în viață și în carieră. Corectitudinea, transparența și onestitatea. Cred că le-am mai pomenit odată, dar chiar cred cu tărie în ele. Să te trezești acum cu contracandidații tăi care și-au și tricouri cu valorile tale. Da. O să-mi fac eu unul înaintea lor. Un atu al tău? Determinarea.
și dorința de a face bine și de a nu renunța, indiferent de ce piedici mai am în drum. Sunt defect? Deși poate fi uneori o calitate, recunosc că la mine în domeniul ăsta îl văd ca pe un defect, că pun lucrurile la suflet. Tind să fiu afectată uneori de, mă rog, lucruri mai negative care mi se întâmplă, dar am început să-mi dezvolt așa un pic reziliența și să încerc să trec exact ca medicii, peste probabil, ele. Cu experiența... Știi cum e? Până la urmă, experiențele grele te formează în viață și încerc să le privesc ca atare și să știu că mai clădesc așa câte o piatră la viitorul meu. Ce mesaj ai transmite celor care nu mai au încredere în politică și în aceste alegeri nu știu cu cine să voteze? Le-aș spune să aibă încredere în viitorul lor înainte de orice. Adică trebuie să fim foarte conștienți că societatea așa cum este ea construită se bazează pe doi piloni mari. Administrația publică și politică. Una fără cealaltă nu funcționează. Și atunci când ne alegem politicienii trebuie să fim foarte conștienți că cel puțin pentru un mandat, mă rog, de 4 ani în cazul aleșilor, 5 ani președinte, ei sunt cei care vor dicta cumva cum merg lucrurile în țara asta. Și atunci nu poți să vii să zici că nu te interesează sau nu-ți mai pasă. Da, înțeleg nemulțumirea oamenilor că uneori poate au simțit că politicienii nu fac prea multe lucruri pentru ei. Dar este de datoria noastră să studiem oferta electorală, să vedem cine sunt oamenii care candidează și să-i alegem pe cei care credem că pot să ne reprezinte. Adică aș prefera să alegem și apoi să putem să aruncăm cu pietre dacă ceva nu merge bine, dar nu să nu alegem și să ne plângem după. Crezi că PNL are în acest moment cel mai bun candidat? PNL are cu siguranță cel mai bun candidat și asta o spun ca un tânăr care vreau să-mi clădesc viitorul în România. Chiar am studiat foarte mult calitățile mai mult sau mai puțin bune ale tuturor candidaților și îmi doresc să mă reprezinte un om care a avut o carieră serioasă în spate, care a avut niște studii, unde de altfel a fost și șef de promoție în Academia Militară și un om care după ce a construit ceva în cariera lui a intrat în politică. Sigur, poate dezavantajul dânsului, cum spun alții, este că nu a fost de o viață politică, dar asta este un avantaj, nu un dezavantaj. Pentru că știi că poți să vii să aplici în politică acele principii care te-au definit o viață întreagă ca și om. Or, pentru mine asta este mult mai important decât să aleg pe cineva care a făcut politică o viață întreagă, dar nu a demonstrat nimic până acum. Perfect. Această lădiță, de fapt, este și lădița promisiunilor neelectorale. Așa. Vei lua de aici, îți dau eu un marker, vei scrie undeva, te ajut eu, uite, cred că ți-ar fi mai simplu aici, să scrii o promisiune neelectorală care oarecum te va reprezenta în cariera ta politică. Eu în general ziceam că în politică nu promit, pentru că este foarte... Adică nu e greu să te ții de promisiuni, dar lumea s-a săturat de promisiuni și tocmai trebuie să zic cu fapte. Tocmai de asta e neelectorală, e ceva ce în funcție de care te vei ghida tu. Poți să zici asta, nu voi promite niciodată ce nu pot să fac. Promit să nu renunț la principiile care mă definesc, dacă tot am discutat atât de ele. Perfect. Voi veni după tine cu lădița, da, la un moment dat. Să nu uiți ce ai zis astăzi, da, aici la podcast. Îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mi-a făcut plăcere. Dacă vouă v-a plăcut, sigur puteți să lăsați în comentarii o notă. Dacă vreți să ne spuneți ce întrebări ar fi trebuit să mai punem și, desigur, pe cine ar trebui să mai aducem. Până data viitoare, salutare!